O tânără care a fost agresată fizic și sexual de tatăl ei Vitreg și de prietenul acestuia și-a făcut curaj să își pune experiența dramatică. Sub protecția anonimatului, ea a povestit brutalitățile la care a fost supusă. A decis să-și facă cunoscută povestea în speranța că alte fete care trec prin situații asemănătoare vor învăța ceva din experiența ei. Conform ziardecluș.ro, anual zeci de fete sunt luate de la familiile lor de către Direcția Generală de Asistență asistență socială și protecția copilului Cluj, după ce au fost abuzate de către părinții lor. Odată ajunse în centrele de recuperare pentru persoanele abuzate, aceste tinere trebuie să ia viața de la capăt, să lase trecutul dureros deoparte și să încerce să se reintegreze în societate. Asta este și povestea unei tinere căreia îi vom spune Izabela pentru că nu dorește să-și facă public numele real. Izabela este o tânără care în trecut a fost bătută și violată de tatăl ei Vitreg, de mamă. În ciuda acestei drame tulburătoare, a avut puterea să redevină un copil normal. Nu știu de ce nu m-a crezut mami și nu m-a ajutat. Îl iubea mai mult pe el decât mă iubea pe mine. Altfel, nu îl lăsa să-mi facă acest rău, spune Izabela. La 15 ani a ajuns sub protecția de GASPC Cluj, într-un centru pentru femei abuzate din județul Cluj, după ce a fost violată de tatăl ei Vitreg, de un prieten de-a lui și a fost bătută crunt în repetate rânduri. Copilăria fetei s-a la scurt timp după ce am plinit 12 ani. Îi este greu să vorbească despre asta. Nu îi place, fiindcă amintirile acelei perioade sunt încă răni care nu s-au vindecat complet. Iar detaliile au rămas întipărite în mintea ei. Într-o zi de iarnă, tatăl ei vitreg a violat-o. Mama ei nu era acasă, iar frații ei mai mici erau în aceeași cameră când s-a petrecut nenorocirea. Atingerile, rugămințile și în cele din urmă bătăile au continuat timp de 2 ani, iar totul devenise o rutină. Fata s-a obișnuit cu situația și a continuat să ducă o viață cât se poate de normală. Când am împlinit 14 ani, era 14 septembrie. Țin minte fiindcă a doua zi trebuia să înceapă școala. Atunci am fost abuzată și de un prieten de al tatălui meu. M-a dus jos lângă un râu și m-a violat, spune Izabela. După ce și-a terminat treaba, bărbatul a dus-o acasă. Tânăra era speriată, era în stare de șoc, dar nu a avut curajul să spună ce a pățit, fiindcă se temea pentru viața ei. Odată a ajuns acasă, a fost în întâmpinată de tatăl ei care avea chef de scandal și bătaia a început iar în resetele omului care o violase cu câteva ore în urmă și sub ochii nepăsători ai mamei. Tata mi-a dat cu socitorul în cap până am leșinat. M-a bătut, a rupt hainele de pe mine și m-a băgat dezbrăcată într-un șopron cu unelte, unde a încercat să mă taie cu drujba. M-a închis în șopron, dar nu m-a ținut mult acolo. O jumătate de oră maxim, dar era foarte frig, iar eu nu aveam nici măcar lingerie intimă pe mine. Eram legată și la mâini și la picioare, povestește tânăra. Violențele au continuat pe durata întregii nopți, timp în care Izabela a fost tratată așa cum niciun animal nu ar trebui să fie tratat. A doua zi dimineață și-a pregătit frații pentru școală și a să refugiat la o colegă de clasă la câțiva kilometri de casă. Acolo a reușit să doarmă câteva ore până a fost trezită de mama ei care mersese cu poliția să o caute. În momentul în care s-a întâlnit cu polițiștii, fata a povestit tot ce i s-a întâmplat cu o seară înainte și violențele la care a fost supus în ultimii ani. A fost dusă la spital să-i fie tratate rănile, iar când a fost externată, mama ei a așteptat -o să o ducă înapoi acasă. Mama mereu îmi cerea una alta și îmi dădea ordine și înainte să plec chiar la centru, mi-a cerut 15 lei. Când am refuzat să-i dau, s-a enervat și a început să țipe. După ce am ajuns la centru, am sunat-o și am spus că e ultima dată când mă duc acasă, a spus Isabela. Bărbatul care a violat-o pe tânără a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare. Isabela a retras plângerea pe care a depus-o împotriva tatălui ei vitre, ca să nu-i lase pe frații și surorile ei fără tată. Acum, pentru ea, mami și tatii sunt doar niște cuvinte pe care le rostește cu indiferență atunci când povestește de trecutul ei. S-a rupt de tot ceea ce era cândva viața ei. Psihologii și asistenții sociali i-au spus în rânduri că este o femeie puternică, dar ea nu crede asta. Angajații centrului spun că aceste cazuri sunt foarte dese, iar cel al Izabelei este unul fericit, fiindcă tânăra a reușit să treacă peste probleme și a ajuns să fie domnișoara veselă și încrezătoare care este azi. Însă există multe cazuri în care tinerele măcinate de trecutul lor ajung să se piardă și vrând-nevrând, prinse ca într-o pânză de păianjen ajung în aceleași situații.